Sâmbătă dimineață la Câmpul Lung, în sala de sport de la școala gimnazială Oprea Iorgulescu, s-a desfășurat etapa județeană a campionatului național de șah școlar Elisabeta Polihroniade. Competiție pentru echipe mixte s-a jucat pe categorii de vârstă, clase primare, gimnaziale și liceu, iar zona Mușel a fost reprezentată de elevi trei școli din municipiul Câmpul Lung, din Nicu Golescu, Oprea Iorgulescu și Sfântul Iacob, dar și din comunele Stoienești și Berevoiești. Oprea Iorgulescu 1. Marin Preda. Budeasa. Spine acolo, la asta parte. Ia spal de acolo. Spal de acolo. Ce? Face schimb. Tu treci o mișoară la asta parte. Asistăm astăzi la desfășurarea ediției a treia campionatului național de șah Elisabeta Polihroniade pe echipe mixte în faza județeană. Primele două ediții au avut loc la Mioveni. De această dată putem considera că este un moment istoric. Am reușit aici în orașul Câmpul Lung să aducem peste 120 de elevi din întregul județ Argeș. Sunt 28 de echipe care se întreg, ceea ce înseamnă că șahul a luat amploare, ceea ce noi ne-am dorit și sperăm ca în viitor să se dubleze acest număr și să participe cât mai mulți copii către la aceste competiții și părinții să îndrume copiii către sportul minții, pentru că știm cu toții beneficiile sportului minții. În altă ordine de idei, țin să mulțumesc organizatorilor, Asociația Sportivă Elisabeta Polihroniade, Federației Române de Șah, mulțumesc școlii Oprea Iorgulescu, care s-au implicat prin Inspectoratul General Școlar Argeș, s-au implicat în mod deosebit, fără sprijinul dumnealor, nu cred că se putea organiza la asemenea parametri, o competiție de altfel foarte bine organizată și bineînțeles mulțumesc părinților și în special copiilor care au depus asemenea efort, o întrecere sănătoasă, un mijloc sănătos de recreere și întrecere și așteptăm și noi să vedem campionii, cei care vor reprezenta județul Argeș la finala pe țară, care va avea loc în luna iunie la Băile Olănești. A început campionatul național școlar pe echipe mixte, ediția 2017, este prima competiție organizată la nivelul județelor de către Asociația Elisabeta Polihroniade. Astăzi ne aflăm la Câmpul Lung, iar aici am constatat că sunt foarte multe echipe și foarte mulți copii care joacă șah. Este un lucru plăcut să vezi că de la an la an numărul echipelor participante la această competiție s-a mărit. Sigur, există un regulament al Federației Române de Șah după care se joacă acest turneu, dar există și un regulament care este de comun acord cu Ministerul Educației, care împreună cu Inspectoratul a fost pus la dispoziția tuturor școlilor din România. În acest moment încercăm să calificăm primele echipe pentru finala care va avea loc în luna iunie, unde vor participa 42 de județe, fiecare județ cu câte 3 echipe. Dintre echipele reprezentând instituțiile de învățământ din zona Mușcel, școala gimnazială numărul 1 Stoienești s-a clasat pe locul 2 la clasele primare mediul rural. Școala gimnazială Mihai Tican Romano din Berevoiești, locul 2 la gimnaziu rural. Colegiul național din Nicu Golescu Câmpul Lung, locul 2 la liceu urban. Școala gimnazială Oprea Iorgulescu, locul 3 la ciclul primar urban.